Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care vom discuta, probabil o să fie ceva mai diferit, vreau să dezbatem problema aceasta ce o are Roblox-ul, pentru că nu va mai fi la fel. Exact, ați auzit corect, nu este clickbait și chestia aceasta va afecta Roblox-ul grav, pentru cei care nu știți. Acum, vreau să-i dau pentru început un mare shout-out lui Creekcraft, deoarece de la el am auzit de toată situația aceasta, a făcut două videoclipuri în care a explicat foarte frumos cum stau lucrurile și am zis să fac și eu să transmit informația mai departe, pentru comunitatea din România. Situația este în felul următor. Ei au un forum pentru developeri unde discută cu cei care creează jocuri pe Roblox și le-au explicat: băieți, e groasă situația, din data de 22 decembrie 23 pe acolo, toate melodiile din joc vor fi puse pe private. Ce înseamnă asta? Aici tu ai un Creator Marketplace pentru cei care se ocupă de jocuri, care creează jocuri. Dacă tu, la rândul tău, apeși pe butonul de Create, te duci la Creator Marketplace și te duci la Audio, care este fix aici, dar nu se vede de Facecam, ok, o să-ți apară toate melodiile din joc. Melodiile acestea sunt foarte esențiale pentru developeri, deoarece eu, dacă fac acum un joc pe Roblox, mă pot folosi de ele ca să modelez jocul și să creez o experiență după bunul meu plac, să creez un fir narrativ, o poveste folosindu-mă, da, adică melodiile acestea sunt doar unelte pe care eu le folosesc, dar ați înțeles ideea. Avem exact... toți copilașii. Melodia aceasta va fi ștearsă forever, ok? Pentru că ne uităm, ca idee, este uploadată acum 4 ani și sunt mai multe, frumușei mei 3, ok? Ok. Astea sunt două melodii care sunt non-copyright, adică le puteți folosi în videourile voastre pe YouTube, nu are nicio treabă, nu o să luați copyright de pe YouTube, pentru că Marius nu are pus, da, Xlader nu a pus. Înainte să trecem noi mai departe, ia să ne întoarcem așa, trebuie să înțelegem o chestie, legea. Legea este foarte complicată și ușor ne-am digitalizat din ce în ce mai mult, însă există legi care, hai să spunem, nu țin pasul cu timpurile de acum. Adică, o lege care e foarte stufoasă, foarte complicată, este aceasta cu drepturile de autor. Ok, ce înseamnă asta? Eu mă joc Roblox, da? Roblox-ul nu este deținut de către mine, dar totul are legătură cu bani. Verzișorii, da? Din cauza banului, Roblox-ul se va schimba. De ce? În momentul în care eu înregistrez videoclipuri pe Roblox și eu fac verzișori, fac bănetul, cei de la Roblox îmi pot șterge videoclipurile de pe YouTube. Adică ei pot să vină la mine și să spună așa: tu joci jocul nostru și tu ai monetizat videoclipul tău de Roblox, monetizat adică vei câștiga bani de pe urma lui. Ei au dreptul acesta de autor, este jocul lor, făcut de către ei, iar eu am venit, m-am jucat și am generat bani pe un conținut care nu este al meu. Înțelegeți? Deci aici e marea problemă. Eu am generat bani pe un conținut care nu îl dețin, nu este al meu. Dar, și asta nu se aplică la Roblox, se aplică la orice joc de pe internet. Nu chiar orice joc, dar înțelegeți ideea, marea majoritate a jocurilor care sunt cu drepturi de autor. De ce? V-am explicat, e cu drepturi de autor și nu dețin și n-am cum să generez bani. Poate, dacă aș fi pus video pe YouTube și n-ar fi fost monetizate, gen să nu fac niciun de pe urma lor, poate n-ar fi putut să îmi dea strike, nu sunt sigur aici, dar ei nu îmi vor da strike și nu vor șterge videoul de pe YouTube. De ce? Pentru că eu le fac reclamă. Și cam de aici s-a creat toată situația asta cu comunitatea de gaming pe YouTube. De ce mi-ar da mie Roblox strike? Și de ce m-ar șterge pe mine Roblox-ul de pe YouTube când eu le fac reclamă multă? Adică, eu mă joc un joc pe Roblox, da? Voi, care sunteți mai mulți, care vă uitați la video, sute de oameni, da? Să nu zic mii, hai să zicem sute de oameni, vă decideți să jucați și voi jocul acela, pentru că v-a plăcut videoclipul meu și v-am făcut poftă, cum ar veni, că și eu m-am uitat la multe jocuri sau așa și uite, și mie mi s-a făcut poftă deodată sau chef să mă joc jocul respectiv. Și ei au înțeles, băi, de ce să dăm noi strike youtuberilor? Din contră, hai să-i încurajăm. Da, jucați-vă jocul nostru pentru că ne faceți reclamă gratis, iar voi toți intrați pe videoclipurile noastre ca și youtuberi, vă jucați la rândul vostru jocul, poate chiar ne jucăm împreună și automat Roblox-ul beneficiază de chestia asta. Pe un website prin 2021 este știrea asta din 2021 și ne spune că National Music Publishers Association, da, au dat în judecată, ok, platforma populară Roblox pentru că le-a încălcat drepturile de autor cu ceva publisheri de ăștia de muzică și este un întreg lawsuit, e o judecată de asta destul de urâtă, cu 200 de milioane de dolari în daune. Adică au zis, bă, nouă nu prea ne convine că, uite, de exemplu, voi pe Roblox încurajați utilizatorii să folosească muzică de la artiști cum ar fi aceștia, fără să cumpărați, cum ar veni, licențe speciale ca să puteți să folosiți melodiile în joc. Și de aici a început toată controversa, deoarece Roblox, platforma Roblox, nu plătește nicio licență ca să cumpere melodiile respective pe care le folosește în joc. Melodiile sunt gratuite, adică ei doar au încărcat melodiile pe platformă și cred că nici ei nu le-au încărcat, ci utilizatorii. Utilizatorii le folosesc pe jocuri și... De unde vine toată problema? În primul rând că utilizatorii pot să asculte melodiile respective gratuit pe Roblox și lor nu le convine, pentru că v-am explicat că legea asta e foarte stufoasă cu muzica, în special asta cu muzica e foarte încălcită și foarte așa, deci n-ai voie să nici o pui pe platformă să o asculti gratis măcar. Problema cea mai mare, știți care este? Că tu poți să cumperi un boombox, un radio, eu dau 500 de Robux ca să cumpăr un radio într-un joc pe care, sau cu care eu ascult muzică cu copyright. Aici e problema. Pentru că Roblox vinde indirect melodiile sau chiar manele, nu știu ce vreți voi, prin acel radio. Am intrat pe Funky Friday, un joc care nici nu cred că o să mai existe după 23 martie, 22 martie. O să se schimbe absolut cu totul jocul acesta. Este alcătuit numai și numai și numai din melodii, o groază. Și toate melodiile acestea sunt folosite, dacă nu mă înșel, din acel catalog pe care vi l-am arătat mai devreme, în care toate melodiile vor fi puse pe private. Adică jocul acesta nu o să mai ai cum să îl joci. Ok? Ce este jocul acesta? Te-ai pus la microfon, poți să cânti cu altcineva. Da? Deci, ca idee, ca să înțelegeți, pot să-mi dau reset, pot să-mi dau și s-a oprit. Aici sunt foarte, foarte, foarte multe melodii. Putem să intrăm aici și ascultăm pe ei dacă vrem. Au schimbat mișto jocul ăsta. Acum te bagă într-o atmosferă, lol. Vezi că a făcut mișto jocul. Deci chiar tare, ți schimbă harta. Da? Jocul e mișto, dar v-am zis, cel mai probabil de pe 22 martie, doamne, o să dispară. Dacă sunteți curioși despre ce vorbeam, ei bine, acesta este... site-ul lor de developeri unde discută creatorii de jocuri și nenea acesta Morgan, care e un administrator al Roblox-ului, ne spune că facem schimbări importante care vor schimba la rândul lor modalitatea prin care sistemul audio din joc funcționează. Deci o să vă oferim mai mult control asupra asset-urilor, nu știu cum se traduc assets, care sunt folosite pe platformă. Asset-uri adică la rândul lor unelte pe care le folosești în jocuri, melodii și așa mai departe. Pe 22 martie, toate melodiile încărcate vor fi setate pe private, adică vor fi puse pe privat. Și toate melodiile care există mai mari de 6 secunde vor fi setate pe private. Deci de pe 22 martie tot ce e nou va fi pe private și tot ce e peste 6 secunde va fi pe private. Practic, toată lista pe care v-am arătat eu în spate cu melodii, cu frumușei mei și așa, care sunt mai mari de 6 secunde, vor dispărea. Și începând de astăzi, toate melodiile all audio uploads are free. To support this change, there are no monthly limits. Și aici intră un pic în detalii, că ai niște limite pe care ci că poți să pui tu 100 de melodii pe lună sau nu știu cum și poate să încurce cumva developerii dacă ai mai mult de 100 de melodii într-un joc și nu poți să-l facă într-o lună, trebuie să aștepte mai multe luni, habar n-am. Sunt jocuri care cred că au sute de melodii într-un joc, habar n-am, zic, nu știu. Deci cu siguranță și trebuie să înțelegeți că sunt foarte multe jocuri vechi care depindeau de melodii și acum, bum, la gunoi. Sunt foarte multe jocuri vechi de care nu se mai ocupă nimeni. Cam asta încerc să vă explic. Și asta e frumusețea Roblox-ului, că sunt jocuri din 2008 pe care încă le mai poți juca. Ne explică că pe 22 martie catalogul se va schimba cu totul și zice a newly curated selection of more than 100,000 right-cleared songs and more. Deci ei zic că o să bage 100.000 de melodii cu copyright free, ok, și professionally produced as sound effects. Care, sincer, asta nu e, adică ei încearcă să ajute comunitatea, dar mai mult ca sigur melodiile astea free, adică e un început, dar nu e ceea ce trebuie, în fine, nu știu. Ca să înțelegem în exactitate, au săpat băieții pe acolo pe Twitter și au găsit un document legal, deci ăsta este un, cum au fost ei dați în judecată, a publicly traded company valued at over 55 de miliarde de dolari, ci că Roblox-ul e evaluat să fie, adică miliarde. Păi de capul meu, miliarde de dolari. Poate, nici nu știu câți bani cheltuie un om în viața lui, sunt tare curios, 1 milion? Cât credeți, 1 milion de dolari? 2 milioane de dolari, aici avem 55 de miliarde, ok, ați înțeles ideea? Și ce voiam eu să vă arăt foarte interesant este că în acest document, care e legal, care e adevărat, care se vor judeca, efectiv, se vor duce în instanță cei de la Roblox și cei care au dat în judecată cu muzica, avem poze și fel de dovezi în acest document și mult mai jos o să vedeți, o să vă arăt eu imediat, stai, sus de tot intră băieții în niște detalii și în documentul acesta care e stufos, are 71 de pagini, ne spune că a pus efectiv screenshot-uri de pe joc și ne zice că ia uite cum există melodia aceasta în joc care este complet gratuită și au și cenzurat... Au cenzurat numele și au și arătat aici utilizatorul ăsta care zice minunată melodie, îți mulțumesc, știi? Ca și dovadă că ia uite, cei de la Roblox încarcă melodii gratuite pe site și ia uite, lumea se bucură de ele gratuit, știi? Adică vreau să înțelegeți situația în care ne aflăm. Acum, o mică paranteză. Problema aceasta este foarte gravă cu muzica. De ce? Muzica e mișto, ne place tuturor și muzica transformă o experiență și un joc în cu totul altceva. Jocurile fără muzică nu au sens. Partea grafică, partea vizuală și muzica se îmbină și creează ceva. Pe YouTube a fost problema aceasta, dar YouTube-ul a reușit să o rezolve. De exemplu, până în 2013, nu mai știu când a intrat sistemul ăsta, 2015, nu mai știu, până în 2013-2014 puteai să folosești orice melodie voiai pe YouTube și o puteai monetiza. Eu puteam să încarc pe canalul meu de YouTube, cred că puteam să pun manele și să le monetizez și să fac bani de pe urma lor. Ceea ce legal nu era normal, dar au intrat și au dat de belele cei de la YouTube și au creat un sistem puțin mai complicat, nu știu cum pot eu să vă explic, dar practic eu în videoclipul meu de pe YouTube, dacă folosesc o melodie, YouTube-ul a creat un sistem care analizează tot ce e pe YouTube și detectează dacă eu am folosit vreo melodie sau nu în videoclipul meu și dacă am folosit o melodie, chiar și dacă a fost câteva secunde, tot venitul meu de pe video a plecat. Și asta a fost o altă discuție mare, că gen, eu creez un videoclip de o oră, de exemplu, ne distrăm, râdem, meditez, se întâmplă chestii și 10 secunde mă joc un joc, da? Și e o melodie cu copyright, fie că mă joc wrestling și la intrarea lui John Cena sau altceva, bum, a plecat copyright-ul, tot venitul de pe videoclipul acela se duce către John Cena sau cine are melodia, înțelegeți? Asta e o problemă, dar YouTube-ul tot până la urmă a adăugat niște unelte și eu pot să editez videoclipul de pe YouTube direct pe YouTube și să șterg segmentul în care era cu copyright, cu drepturi de autor melodia. Adică au făcut un sistem destul de bunicel cei de la YouTube și aceeași problemă care a fost și pe Twitch și pe YouTube a venit și pe Roblox. Pentru că se învârt foarte mulți bani pe jocurile acestea care se folosesc de melodii gratis, cam mai e toată problema. Asta este cea mai sketchy chestie, pentru că ne și zice aici exemple de cum Roblox promovează aceste cutii boombox, aceste radiouri, care le vinde și le vinde către utilizatori, da? Și ne arată radioul care, nu știu dacă are vreun sens, cred că radioul ăsta e doar de design, nu știu, e cu muzică? Cred că e ăla din joc, nu? Sau cum au început să adauge experiența aceasta cu boombox și, mă rog, ați înțeles ce v-am zis și eu. Uite, asta e un free radio boombox music. Hai că jucăm și noi jocul ăsta pe care l-au dat ei aici în document. Și se folosesc de acest item ca să pună muzică în jocuri. Și mai grav, în alte jocuri, efectiv, poți să cumperi cu bani din joc, da? Cu Robux poți să cumperi acest radio ca să pui melodii la care Roblox-ul nu are drepturile de autor. Înțelegeți unde bat? Și același lucru au menționat și aici mai jos, deci vedem că au câteva pagini specifice doar pentru acest radio. Iar, sincer, nu cred că au cum să câștige cei de la Roblox așa ceva. Adică, e cam clar care e situația, cred că oricum o să aibă de plată destul de multicel, dar știi care e faza? Că plățile astea pe care cred eu că Roblox-ul le face, că sunt dați în judecată și așa, Ați văzut și voi că au plătit 200 de milioane de dolari și ei valorează de fapt 55 de miliarde. Adică nici nu se compară. Au atât de mulți bani încât își permit să plătească aceste judecăți sau nu știu cum să zic, aceste amenzi, dar acesta este boombox-ul, toată lumea îl primește gratuit, e harta pe care i-au menționat în document. Te poți duce aici, poți să pui tu o melodie și efectiv eu acum ascult pe Roblox gratuit o melodie cu drepturi de autor pe care, da, Roblox în sine nu le deține. Și cam asta e problema, mă înțelegeți? Astea nu știu ce sunt. Ia! Hai, dans! Oh! Ia uite-mă! Hai la dans, toată lumea! Rupe-te! Rupe-te! O, uite-l în live, cum se rupe! Hai de capul meu! Văd că în document arată și Twitter de pe Roblox și că zic care e cel mai mișto joc din Roblox, cea mai mișto melodie din Roblox, ceva de genul, pe care ați auzit-o. Și, mă rog, aici lumea, da, deci oarecum cei de la Roblox încurajează folosința melodiilor și e un subiect așa, cel mai probabil ce se va întâmpla, ce preconizez eu și ce înțeleg eu că se va întâmpla, au fost trași de ureche Roblox-ul, deci astea sunt niște, ăsta cred că e un document nou, dar v-am arătat la, mai devreme, la începutul episodului, că era unul din 2021, deci au fost trași de ureche și de pe Roblox de mai multe ori, au plătit niște taxe, dar v-am explicat care cred că e situația, își permit să plătească taxele fără nicio problemă, amenziile, nu taxele, dar de data aceasta cred că a venit și mai urâtă situația și nu mai au încotro, vor plăti din nou o amendă și chiar trebuie să facă ceva. Adică e clar că dacă ei au decis că bă, vezi că e serioasă treaba și punem toate melodiile pe private, e clară situația. Deci, absolut, jocurile din Roblox nu vor mai fi la fel. Aici, cei de la No Copyright Sounds este un canal cu melodii fără copyright, de unde mulți creatori de Roblox, jocurile așa clasice, nu știu, o să recunoașteți melodiile, practic, de aici le luau și ei. Da? Deci acum YouTube îmi analizează video-ul și vede melodia asta. Da? Asta cu fade. Și mai sunt. Nu știu dacă le știți. Asta clar o știți. Da? Ok. Cei de la No Copyright Sounds sunt de treabă pentru că pun niște melodii fără copyright. Singura problemă pe canalul lor e că eu, de exemplu, fac o melodie, o pun pe canalul No Copyright Sounds, e copyright free, voi toți o folosiți în videoclipurile voastre și peste un an, 2-3 eu mă decid, știi ceva? Melodia aia mea pe care ați folosit-o voi cu toții, vreau să fie cu copyright de acum, așa că haideți băieții, bum, toată lumea care a folosit melodia mea în videoclipurile lor pe YouTube, gata, e cu copyright și eu tot venitul de pe toate videourile. Deci e ceva de... cam așa funcționează No Copyright Sounds, nu prea îmi place, dar v-am explicat că e foarte stufoasă situația asta cu melodiile și pe YouTube și peste tot, de exemplu și în magazine, dacă nu mă înșel, magazin real unde te duci să cumperi haine și așa, melodiile nu pot să pună melodii în magazin fără drepturi de autor, adică sunt legi și pot să fie dați în judecată, trebuie să aibă niște licențe, deci muzica e complicată. Oricum ai dau, e complicată. Însă, cam aceasta este problema în mare parte cu Roblox. Vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți, cum credeți că vor rezolva cei de pe Roblox, însă, știi ce cred eu? E imposibil ca cei de pe Roblox să fie atât de pricepuți. Nu vreau să folosesc un cuvânt urât și să nu se aștepte la așa ceva. Adică eu nu cred. Au mai fost dați în judecată. M-aș mira ca ei să nu fi pregătit absolut nimic. M-ar uimi sincer. Și asta ar da dovadă de foarte mult lipsă de profesionalism. Adică e clar că asta era o problemă care se va întâmpla și au mai luat amenzi în trecut. Trebuia să fi pregătit un fel de sistem. Nouă ne-a zis nenea la acolo că au pregătit ei vreo 200 de melodii, însă rămâne de văzut pe 23 martie ce se va întâmpla. Marcați în calendar. 22 martie, 23, cred că de pe 23 începe. 22-23, marcați în calendar acolo, vedeți când vine, că nu mai e mult, cred că mai sunt câteva săptămâni. Deci noi suntem în 12 astăzi când filmez eu, 13 când vă uitați voi, astăzi este duminică, deci nu duminica viitoare, duminica viitoare plus 3 zile, da? Adică nu miercurea care urmează să vină, miercurea următoare. Și ce zic peste o săptămână deci, și ceva. Da. Eu cred că cei de la Roblox și-o vor lua în barbă destul de urât acum, dar cred că ușor, ușor vor redresa. Nu știu cum, habar nu am, rămâne de văzut. Dar cu siguranță nu va mai fi la fel. Asta 100% vă garantez. Deci Roblox nu va mai fi la fel. Nu o să mai fie melodiile astea nostalgice cu No Copyright Sounds, cred, habar n-am. Nu știu, rămâne de văzut. Dar vreau să văd și eu comentariile voastre, părerile voastre. Dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like. În data viitoare, po!